A devenit deja o tradiție ca în fiecare an de Paște și de Crăciun comănarii să afle noutăți din revista satului intitulată Vatra Comănarilor, publicație de care se ocupă învățătorul Constantin Gubernat și Alexandru Boieriu. Din numărul care tocmai a ieșit pe piață, locuitorii comunei Comăna pot afla informații utile de la ei din zonă. De asemenea, articole interesante despre astenia de primăvară, dicționar contabil financiar, dar și alte noutăți pot afla din noul număr al gazetei. Așa, după cum am obișnuit, înaintea fiecărei sărbători împărățești respectiv de Crăciun și de Paști, obișnuit scoatem Vatra Comănarilor, care în acest cuprins are Lumina lui Hristos, luminează tuturor, scris de către Părintele Protopop Petrica Alexandru, și mai este un articol cu 540 de ani de la prima atestare documentară a localității Comăna, mai este, din punct de vedere medical, astenia de primăvară și dicționarul financiar contabil, care apare în fiecare număr. Vatra Comănarilor a fost fondată în 2002 și a ajuns la numărul 23.